Bună seara tuturor, sunt Arotera, de asta dată cu o etalare pentru cei născuți în zodia Racului, pentru mai 2019, Rac, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Rac. Am văzut mai devreme 8 de băte invers alături de diavol. Poate că unii dintre voi întrerupeți comunicarea cu un capricorn pentru o perioadă de timp, nu știu, voi știți mai bine pentru cât timp, sau poate lucrurile între voi și acest capricorn, sau poate nu-i capricorn, poate e o persoană cu caracteristici capricorniene sau saturniene, sau deși toxicitatea nu caracterizează capricornii, poate să fie o persoană toxică. Întrerupeți legătura cu această persoană, legătură toxică, sau lucrurile merg mai încet. În fine. Unde să vedem ce aveți pentru mai 2019, Rac, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Rac. Visul. Succesul. Lupta. Și în spatele iluziilor. Cred că Taurul a avut în spatele iluziilor, dar în poziția a doua. La capătul acestui set aveți învățătorul. Unii dintre voi și friendliness și prietenia. Aveți o prietenie cu o persoană care vă inspiră, vă ajută. După cum vedeți, este chiar fața lui Osho. Așa mi se pare că e Osho. Poate reușiți printr-o prietenie sau din ce discutați cu o persoană foarte dragă și apropiată, primiți niște sfaturi foarte importante, probabil de lună plină. Niște sfaturi profunde care vă luminează, după cum vedeți, sunt niște picături de lumină care curg. În fine, dar haideți să vedem cărțile acestea. Cum? Ce vor să spună? Aș putea să le separ pe săptămâni, dar nu știu dacă e chiar bine să separ cărțile pe limită atât de scurtă. Aveți visul. Visați la cineva. Aveți un suflet pereche pe care vi-l închipuiți și vă doriți un succes cu acest suflet pereche. Vă doriți acest succes. Sunteți tare să vă transformați într-un tigru și să luptați pentru materializarea acestui vis. Să treceți de la iluzie la realitate. Să vedeți în spatele iluziilor ce ar putea să fie, cum ați putea să faceți ca ceea ce vi se pare doar un vis, ce pare doar o aparență, să devină o realitate. Probabil că vizualizați ceva la nivelul chakrei a treia. Poate vizualizați succesul pe care vi-l doriți alături de această persoană. Poate vizualizați tehnicile de luptă, cum să luptați pentru acest suflet pereche. E bine totuși că ieșiți din starea de visare. Visul în acest context, așa cum văd eu cărțile, devine doar un motiv de inspirație, un motiv de luptă și eventual de succes. Doamne ajută! Este o persoană pentru doamnă, este o persoană mai. Este posibil ca unele doamne să își vadă sufletul pereche ca o persoană mai în vârstă decât ele, mai matură, mai înțeleaptă. Sau partea masculină din acest cuplu și de obicei. Puțin în ultimul secol, multe femei au preluat atitudine masculină în cuplu. Eu știu. Poate unele doamne sunt dispuse să lupte ca niște adevărați luptători, ca o fiară, cum a spus, pentru materializarea acestui vis, pentru a vă bucura de acest suflet pereche. Însă, cred că mai este vorba și de o luptă cu niște demoni, că sunteți dumneavoastră și vă luptați cu, eu știu,
concurența sau că sunt ei și au niște demoni cu care se luptă, rămâne de văzut, îmi puteți scrie. Oricum, ideea este că spre sfârșitul lunii, mult sau mai puțin, încercați, dacă nu dumneavoastră, poate chiar amândoi, să treceți dincolo de iluzii, să, cum am spus de câteva ori, să materializați acest vis. Haideți să vedem. Mă așez un pic mai bine. Ce arată cărțile? În continuare, încerc cu cruce celtică. Tai cărțile în fața voastră. Aici am văzut diavolul și 8 de bâte, invers, în fine. Energia centrală. Up. 6 de cupe. Da, de cupe. Invers. 4 de cupe, tot invers ar fi. Cop de cupe. Wow. Cam multe invers. Regina de cupe invers. 6. Și totuși, în sfârșit, apare ceva normal, judecata. În poziție normală. Sunteți într-un moment în care, da, cum am spus, e posibil unii dintre voi să întrerupeți pentru o perioadă legătura cu cineva. Am senzația fiind atât de multe cupe că sunteți voi. Sunteți voi. Dacă în trecut n-ați reușit să vă detașați emoțional de cineva, de obicei, în poziție normală, persoana se detașează, pleacă. Invers, îi este greu să se detașeze. Poate, în ultima vreme, în trecutul îndepărtat, va reveni cineva în viață. Va reveni cineva în viață. Este posibil și această variantă a unei reveniri. Poate să fie un scorpion, mai mult sau mai puțin, că este 8, casa 8, că sunt cupe, dar nu e obligatoriu să fie scorpion. În ultima vreme, dumneavoastră sunteți această persoană. Regina de cupe adesea reprezintă o persoană în semnul racului. Poate să fie pești sau scorpion, dar adesea e semnul racului. E invers. În ultima vreme, ați încetat să mai hrăniți o relație, o situație. Din niște motive, poate ați fost supărați. Ați fost supărați și ați refuzat o ofertă emoțională din niște motive. Poate acel diavol, poate oferta aceea era toxică într-un fel sau altul. De ce am refuzat o ofertă dacă e bună, nu? Probabil ați descoperit ceva. Șase de cupe invers înseamnă reconciliere, înseamnă întâlnire cu o persoană din trecutul vostru, din copilărie sau dintr-o viață anterioară, o legătură de suflet foarte profundă. Este o poveste de dragoste frumoasă. Invers, înseamnă că cineva nu dorește în acest moment să se gândească la împăcare. Răstoarnă aceste cupe. Vrea să le golească. Avem și regina de cupe, care este cam oarecum dezechilibrat emoțional. Nu mai dorește. Regina de cupe, în general, hrănește. E generoasă. E blândă. Invers,
Evident că nu vrea să mai hrănească relația. Cineva în ultima vreme v-a determinat să vă purtați așa. Energia care guvernează această cruce celtică este 6 de bâte invers. Aveți sentimentul că nu aveți o victorie cu cineva, poate cu un semn de foc? Nu aveți o reușită, probabil în această relație, în această relație din trecut, din copilărie. Și totuși, în viitorul apropiat, vă doriți. V-ați dori să-i dați a doua șansă, dar probabil că va trebui să puneți niște condiții. Probabil că va trebui să puneți niște condiții. Judecata este la fel de intensă ca și moartea. Este momentul de după. Da? Vă doriți o reînviere a relației, dar în anumite condiții. În ce condiții? După principiile divine, adică după un stil de viață corect. Poate că cineva v-a dezamăgit, a plecat, s-a întors, a fost un du-te vino. Haideți să vedem ce mai spun următoarele cărți și poate pune și niște clarificatori. Sfatul. Și l-am văzut și pe ăsta mai devreme. 9 de spade. Sfatul. Sfatul ar fi să nu vă faceți griji. Pentru că adesea aceste 9 spade sunt mai mult iluzii. Lăsați lucrurile să se rezolve în timp divin. Dumnezeu judecă, nu noi. Dumnezeu hotărăște momentul în care permite unei relații, unei persoane, unei situații să reînvie. Dar, cum am spus, trebuie după anumite condiții. Forța exterioară. Faetonul, chiar dumneavoastră sunteți aici. Doriți să mergeți mai departe, doriți să vă urmați steaua, să vă urmați destinul. Probabil că aveți sentimentul, evident că nu citesc pentru toată lumea, repet, pentru un grup dintre voi, aveți sentimentul că nu vă împlinește emoțional situația, persoana. Poate să fie un alt semn de apă, poate să fie un alt semn de apă, pești, alt rac, alt scorpion. Dar avem cu casa 8-a, avem scorpion, avem și un semn de foc. Da. Ia uite, 6 se transformă acum într-un soi de 4, dacă ar fi să mă uit așa ca într-o oglindă. Probabil că în aprilie ceva nu a mers. Nu v-ați putut bucura de o victorie. În fine, aveți faetonul aici ca și forță exterioară. Vreți să mergeți mai departe? Să ieșiți un pic din situația asta care nu vă satisface emoțional. Vreți să vă urmați steaua, cum am spus. Faetonul urmează steaua. De ce vă este teamă? Că nu puteți schimba norocul în această relație, în această situație. Este doar o teamă. Dar, mișcându-vă, e și vorba aceea românească, schimb locul, schimb norocul. Mergând mai departe, detașându-vă un pic de aceste gânduri, de această situație, detașându-vă și roata norocului se va mișca. Însă, roata norocului înseamnă și timpul divin. Aveți senzația că trebuie să mai așteptați sau intuiția, simțiți că trebuie să mai așteptați în această privință. Deși, fiind în poziție de teamă, probabil vi se pare că timpul se scurge prea încet în această situație. Aveți nevoie de mișcare. Aveți nevoie de mișcare. Poate unii dintre voi vă luați mașina. Poate unii dintre voi simțiți nevoia să călătoriți cu mașina și să ieșiți un pic din această atmosferă. Ce vă doriți? Nebunul. Vă doriți altceva, ceva nou, o nouă cale.
Dacă ați ascultat prezentarea de la începutul lunii, nebunul are o încărcătură foarte frumoasă, foarte spirituală. Vreți să o luați de la zero cu altcineva sau pur și simplu să manifestați o nouă direcție în viața voastră și sunteți pregătiți să vă mișcați. Vă apropiați de punctul zero, poate punctul zero în care nu mai vreți să investiți în această situație, în această relație, dacă e o persoană, poate e o situație la locul de muncă, în familie, da? Poate nu e musai o persoană, dar în ultima vreme ați fost tare nemulțumiți. Nebunul. Vă doriți să manifestați un pic de credință și de nebunie și să o luați de la zero. Într-o direcție. Aveți totuși un prieten. Cred că v-a apărut și mai devreme prietenia și master, da? Aveți un prieten care vă sfătuiește și vă susține. Și atunci, dacă aveți un prieten, poate riscurile nu or să fie atât de mari în cazul în care chiar începe să manifestați o nouă călătorie spirituală, profesională, sentimentală, cum vreți voi. Și valetul de monede. S-ar putea să fie un proiect la locul de muncă, un nou proiect, și atunci să vă asumați riscul să începeți un nou proiect la locul de muncă. Dar valetul de monede, printre altele, printre multe altele, poate să însemne și o ofertă, un dar, un cadou din partea cuiva, poate un semn de pământ, vine și își cere scuze și vă oferă un cadou, semn de pământ, da, repet, Fecioară Capricorn Taur, că tot e luna mai, cineva vă face un cadou și își cere scuze, dar valetul de monede poate să însemne și o persoană care vrea să studieze și vrea să studieze temeinic. Moneda în acest caz ar putea să fie o carte pe care o studiază, poate studiați un proiect, o nouă cale, dar studiați cum să începeți de la zero ceva. Poate chiar vreți să învățați, eu știu, o limbă nouă, ceva care vă ajută profesional. Oricum este un alt început, două cărți care arată începutul. Și atunci aceasta ar putea să fie judecata. Vă dați șansa, o a doua șansă, dar într-o altă direcție. Judecata, printre multele, multele simboluri, înseamnă și să vă ascultați vocea interioară. Adesea ne lăsăm distrași de zgomotul cotidian, de griji ne lăsăm distrați, de emoții, de obligații, de ce spune familia, de ce ne-a învățat cu tare și cu tare și nu ne ascultăm inima. Vocea interioară, cum spunea cineva, o, Doamne, poate reușesc să fac mai multe prezentări, vocea interioară nu urlă, nu strigă. Șoptește. Și pentru asta trebuie liniște. Trebuie să vă liniștiți, să lăsați gândurile, ca să vă ascultați vocea interioară și apoi să vă lăsați inspirați de steaua voastră, să vă vedeți, să vă ascultați steaua și să urmați cu îndrăzneală. Capricornii. Probabil că e totuși vorba de un Capricorn. Racii sunt îndrăzneți, semn cardinal. Când știu exact ce au de făcut. Și lumea. Vreți să fiți deasupra situației, să încheiați acest capitol. Lumea, cum am spus de multe ori, este o încheiere de capitol. E o lecție învățată. Poate unii vreți să călătoriți, poate vreți să începeți un proiect la nivel internațional, dacă e vorba de bani, de afaceri, în străinătate. Ia uite și Marea Preoteasă. Eu cred că pentru unii, afară de proiecte financiare internaționale sau, în fine, de mare anvergură, foarte mulți începeți cu nebunul, carte spirituală, Marea Preoteasă, carte spirituală, judecata, foarte spirituală. Vreți să încheiați un capitol și să manifestați o nouă direcție, o nouă direcție spirituală, să vă ascultați intuiția. Poate vă sfătuiți cu cineva care dă în cărți, care, eu știu, studiază astrologia, oricum. Vă doriți, se simte, vă doriți o schimbare. Vă este teamă că timpul trece și nu împliniți ce trebuie. Da, ia uite, sunteți dezamăgiți. Dezamăgiți.
Nu degeaba au apărut atâtea, nici nu m-am uitat înainte. Nu degeaba au apărut atâtea cupe răsturnate. Dezamăgire mare pentru unii dintre voi. Or fi probleme legale în justiție, o fi cu o balanță sau cu un semn de aer. A fost ca o piatră de râu care va atârna această problemă. Da. Mare, mare supărare pentru unii dintre voi. Haideți să punem totuși un clarificator. Să punem pe 6 de cupe. De ce e invers? 6 de cupe invers, te rog frumos, clarificăm. Iar 8 de băte. Nu pun mai multe cărți. La distanță, a fost o comunicare la distanță cu un semn de foc pentru unii dintre voi sau cu planete. Comunicare la distanță. Deși au mai venit și aceste cărți. Eu așa simt. Da, bine, nu mă interesează comentariile unora și altora. Eu așa simt. Că s-ar putea ca un mesaj de la distanță, de peste o apă, să vină și să vă scoată. Așa citesc eu cărțile. Să vă scoată din această stare. O stare de supărare, de nemulțumire, da? Săgețile vin de aici înspre nebun, țintesc înspre nebun și să vă inspire într-un anume fel, da? Țintesc către zero, către Marea Preoteasă, către lume, țintesc către o altă, să vă scoată din această stare. Poate primiți un mesaj de la cineva, corespondați, dacă nu e muse un mesaj, corespondați cu cineva la distanță. Și vă scoate din această stare de supărare. 4 de, nu, 5 de cupe, da? 5 de cupe regretă, invers nu mai regretă. Într-un fel sau altul s-ar putea pentru unii dintre voi să apară un semn de foc în viața voastră, un rege de bâte, o persoană foarte pasională. Eventual să începeți o afacere, că aveți valetul de monede, este un întreprinzător, este un bun afacerist, dacă nu, s-ar putea să începeți să vedeți niște noi oportunități, poate un viitor cu între dumneavoastră și această persoană. Pentru unii, nu toată lumea. Nu toată lumea trebuie să materializeze aceste mesaje. Ok. Și aș mai vrea să văd. Așa au vrut să vină. Parcă n-am vrut să renunț la întreg mesaj. Eu știu, poate este pentru cineva. Este suficient pentru mine să ofer un mesaj chiar și pentru o persoană. Este suficient. Înseamnă că mi-am făcut eu ce au sărit cărțile. Unii dintre voi chiar simțiți nevoia să... Ia uite, trei de spade. Da, treceți prin niște situații. Deci semnul racului facem noi aici. Judecata aș vrea să-mi clarifici. Sunt curioasă ce puteți afla ascultându-vă vocea interioară, vocea îngerilor. Îngerii ne vorbesc. Da, eu cred că aveți 4 de spade. Cred că vă dați vouă șansa să vă vindecați. 4 de spade se vindecă. Să vă vindecați. Și după ce vă vindecați, da. După ce vă vindecați, o să începeți ceva nou. Luați această sabie, vă luați credința, o floare, idealul. Idealul. Și începeți ceva nou. Probabil acum 4 mai de lună nouă. Da.
Vreți să manifestați o nouă dragoste, pentru că în momentul ăsta sunteți supărați, jonglați între supărare și visare, că doar ați avut și visul. Vreți să manifestați un vis. Un sfat de la înger pentru rac. Poate că a fost mai lungă citirea. Iau ce sar cărțile. Ce sar cărțile. Un sfat pentru rac, soare, lună, venus, ascendent în rac. Hai să le tăiem. Să vedem ce apare. New love. Da? O nouă dragoste. O fi acest rege de băte? Doamne ajută! Să simțiți pasiune, că în momentul ăsta, așa cum au arătat cărțile, sunteți foarte secătuite de situație, foarte nemulțumiți. Oricum, chiar dacă nu e o nouă dragoste, o nouă persoană, simțiți nevoia să manifestați ceva nou. Îmbrățișați oportunitatea unei iubiri, unei noi iubiri, poate la locul de muncă, poate vă descoperiți un talent, un hobby, ceva și manifestați această pasiune care vă crește spiritual și vă aduce mai aproape, eventual de, nu știu, sufletul pereche. Fiind prezent și visează la viitor. Ați avut iar visul, da? Când visăm, totul este posibil. Dacă vreți să lăsați în urmă un trecut, da, poate se repetă această situație în viața multora. Pentru că lucrurile, energiile se schimbă la nivel planetar, la nivel colectiv, toți trebuie să ne reînnoim și avem lună nouă, da? Lună nouă, dragoste nouă. Fiți în prezent. 26, 8, transformare. Transformați-vă viața și manifestați ceva nou. Ieșiți din starea aceasta de nemulțumire, e o nemulțumire, neîmplinire emoțională. Proiectați-vă acum de lună nouă, în prezent, ceea ce visați. Proiectați-vă să se manifeste în viitor. Scrieți-vă pe hârtie visele, visurile și vedeți încet, încet cum încep să se materializeze. Vă doresc numai bine, dragoste, pace, creștere spirituală și sper ca mesajul să fie de bun augur pentru unii dintre voi. Numai bine, la revedere, vă pup!